Vinerea aceasta va avea loc la Târgu Mureș, un eveniment așteptat cu sufletul la gură de toți socialdemocrații din județ. PSD Mureș organizează alegeri interne, după ce în toate organizațiile locale din județ au avut loc deja adunările generale pentru desemnarea liderilor. Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Vasile Gliga, și-a manifestat intenția de a candida la funcția de conducere. Sunt foarte optimist în ceea ce mă privește, că dacă promovezi implicarea și performanța, vei avea o echipă performantă și împreună vom putea duce la bun în sfârșit țelul la care l-am eu de o unitate PSD și o organizație foarte puternică. Vasile Gliga a mai spus că își pregătește candidatura de mai mult timp, astfel că a reușit să fie prezent în toate organizațiile locale din județ pentru a simți pulsul și problemele cu care se confruntă fiecare. Fiecare organizație locală PSD se confruntă cu probleme specifice, fie că e sat mic, fie că e sat mare, comună mare, fie că e oraș. Oamenii sunt deosebiți și trebuie să fie aproape de ei, să-i înțelege acolo, la fața locului. Vasile Gliga a mai arătat că, din punctul său de vedere, socialdemocrația este doctrina care îi unește pe cei mulți, iar câștigătorii alegerilor locale și parlamentare de anul trecut sunt în slujba celor mulți care le-au acordat votul de încredere.